Festivalul Floarea Speranței, organizat de către Inspectoratul Școlar Județean împreună cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, a ajuns la cea de-a cincea ediție, care a avut loc duminică la Biserica din Comuna Ilișești. La eveniment au fost prezente 6 coruri de copii, 7 interpreți de pricesne și recitatori care au interpretat câteva poezii. Cu mai multe amănunte vine doamna profesor Maria Scalco, coordonatorul acestui festival. Mă adresez tuturor telespectatorilor televiziunii Cromtel. Mă aflu la finalul unei activități excepțional de frumoase, intitulat Festivalul Coral Floarea Speranței, ediția 5-a. Au participat 6 coruri, au participat 7 interpreți de pricesne și recitatori. Copii, în repertoriul lor au fost poezii de Radu Gir, de Dorz. Sunt multe de spus, sunt copleșită, dar mi-aș dori ca la următoarea ediție și din Rădăuți să vină coruri de copii, să fie plin, astăzi a fost plin parterul în biserică, dar la anul să fie plin și etajul. Și eu știu că mulți comentează că e greu, că sacrificii, că totuși dacă este colaborare între tine ca dirijor și instituția de resort, inspectoratul, îți ies o acțiune așa ca astăzi, cum ne și nouă. Vă doresc sănătate, deci repet, mi-aș dori mai multe coruri. Putem organiza și la cămin, dar la noi căminul este în renovare și de ce ne-am mutat casa, în casa Domnului. Se poate face și într-o biserică și are o pecete aparte pentru că e o activitate atipică. Se poate face și evident și într-un cămin. Sau pur și simplu cum am avut o secțiune în aer liber, pentru că au avut boxe și s-au cântat muzică instrumentală și ca să nu încălcăm canoanele bisericii, am cântat afară. Eu am participat la acest festival de la prima ediție, am fost în acest cor din clasa a patra. Sunt legată de acest cor și de această biserică și interpretez muzică bisericească, populară și îmi este drag să fac acest lucru, mai ales pentru sat și pentru oamenii de aici. Pentru mine muzica e un adevărat vis și o plăcere. Îmi place foarte tare să cânt cât și folclor și muzica bisericească. Muzica bisericească mă liniștește și mi se pare că e ceva minunat. Aceasta a cincea ediție a festivalului de muzică corală, bisericească și patriotică pentru copii și tineret, Floarea Speranței, s-a dovedit a fi o reușită. Au fost peste 160 de copii din 7 coruri care activează atât la nivelul școlilor cât și în parohiile din județul Suceava. O ediție reușită în care s-au reconfirmat dragul de școală, de biserică, de valorile noastre fundamentale, bucuria de a împărtăși muzica, de a împărtăși emoția, de a trăi împreună pentru un viitor mai frumos al copiilor lumii, pentru un viitor mai reușit al bisericii și pentru o creștere așa cum ne dorim fiecare. Îi felicit deopotrivă pe copiii și tinerii participanți, pe coordonatorii lor, dar mai cu seamă felicit comunitatea locală din Ilișești, care a înțeles că e un efort de echipă realizarea unui astfel de festival. Am simțit aici prietenie, am simțit deschidere, am simțit implicare, dar mai mult decât toate am simțit încredere că în școala bisericii ne cresc într-un mod frumos copiii și tinerii lumii. Bine v-am găsit la dumneavoastră acasă. Mă bucur că am putut să ajung astăzi aici la dumneavoastră la cea de-a cincea ediție a festivalului Floarea Speranței. Cred că nu era un loc mai potrivit decât în Sfânta Biserică. Speranța este la Domnul și suntem convinși de acest fapt. Vreau să vă spun că nouă, tuturor,
ne revine datoria sacră de a conduce acești tineri pe calea cea bună. Dar, ca să conducem pe calea cea bună, tânăra generație, trebuie să mergem și noi pe ea. Adică tu, părinte, tu, profesor, tu, membru al comunității locale, noi împreună toți deopotrivă.